Amfiteatrul Colegiului Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung a găzduit un eveniment cultural de nivel național. Cu acesta s-a punctat încă o realizare în proiectul Câmpul Lung 2021, Capitala Scrisului Românesc. O echipă de cercetători formată din profesori universitari, masteranzi și doctoranzi de la Facultatea de Istorie din Pitești, cărora li s-au alăturat alți specialiști în istorie medievală de la universitățile din Sibiu și București, au strâns între coperțile unei cărți studii și articole despre viața politică, socială și administrativă din Câmpul Lung în vremea județului Neacșu. Toate acestea au fost adunate între coperțile unei cărți bilingve română-engleză, de care s-au ocupat Claudiu Neagoie, Constantin Augustus Bărbulescu și Ovidiu Vasile Udrescu. Cartea Pe urmele lui Neacșu din Câmpul Lung a fost finanțată de către primăria municipiului de la Poalele Mateiașului. Evenimentul a fost deschis de către primarul municipiului, Elena Lasconi, care a făcut din nou apel la unitate și înțelegere, de data aceasta între mușceleni. Vorbind și scriind în limba părinților și bunicilor noștri, asta garantează moștenirea copiilor noștri. Scriind în limba română, respectăm România, îi respectăm pe români și ne respectăm pe noi înșine. Tocmai de aceea am ținut să scriu de mână câteva cuvinte în această carte. Pe urmele lui Neacșu din Câmpul Lung este mai mult decât o carte. Este cartea. Un proiect cultural pe care l-am susținut încă din momentul prezentării de către echipa de cercetare. Sunt fericită că anul acesta Câmpul Lung a redevenit capitala. Capitala scrisului românesc. Ceea ce mă întristează este că astăzi, după 500 de ani, văd o societate dezbinată în care să moară capra vecinului a devenit un mod de viață. Avem de învățat din trecut. Scrisoarea lui Neacșu ar trebui să fie o lecție pentru toți. În urmă cu 500 de ani, oameni din țări diferite pe atunci, Transilvania și Țara Românească, uniți prin aceeași limbă, credință și conștiință, erau solidari în fața unor pericole care îi amenințau din exterior pentru că își doreau un lucru foarte simplu. Pace. Importanța scrisorii județului Neacșu din Câmpul Lung rămâne în istorie nu numai ca document scris în limba română, dar și ca mărturie a latinității poporului român. Volumul de față este un volum de calitate. Nu doar într-un mod aparent. Calitatea înseamnă, în primul rând, studiile care sunt acolo. Avem cercetători tineri, asta este un lucru extrem de important, ca profesor de istorie, ca oameni care ne mai pricepem atunci când deschidem un volum, ne uităm, evident, la aparatul critic, la notele de subsol, la resursele bibliografice, la materialele folosite și mă bucur enorm că a ieșit un asemenea volum. 500 de ani de scris românesc înseamnă un lucru extraordinar pentru Câmpul Lung, înseamnă un lucru extraordinar pentru România. Scrisoarea lui Neacșu, din punctul meu de vedere, reprezintă o primă dovadă a latinității limbii noastre vorbite. Știm foarte bine că latinitatea a fost susținută de reprezentanții școlii ardelene în secolul al XVIII-lea și mai târziu, dar scrisoarea lui Neacșu reprezintă un argument puternic în favoarea latinității și a continuității noastre la nord de Dunăre. Și o spun cu tărie, pentru că acolo avem 202 cuvinte, dintre care 190 sunt de origine latină și doar 12 cuvinte sunt de alte origini. Pe urmele lui Neacșu a fost și decanul Facultății de Istorie din Pitești, Constantin Augustus Bărbulescu. Mă încearcă multe emoții. Mă încearcă emoții pentru că drept nu mi-am pregătit nimic. Am încercat adineauri să scriu ceva pe foaie. Având exemplul de la doamna primar.
Și gândindu-mă că antevorbitorii mei au spus în esență ceea ce înseamnă scrisoarea lui Neacșu și ceea ce celebrăm astăzi. Drept, eu nu cred că celebrăm doar 500 de ani de românism, de scriere în limba română. Eu cred că celebrăm un lucru mult mai important, acela amintit mai devreme, al unității românești, al vorbirii românești de pe ambele creste ale Carpaților, fie că vorbim de Transilvania, fie că vorbim de Țara Românească. Mai mult decât atâta, cred că vorbim despre ceea ce înseamnă romanitate orientală. Mie îmi place să spun mereu lucrul acesta. Suntem o insulă de vorbire latină, însă romanitatea orientală a însemnat mult mai mult. A însemnat, a fost și dincolo de Dunăre. Că s-a restrâns la acest spațiu într-un anumit timp istoric este, și cu o anumită realitate politică, este cu totul altceva. Români sunt încă și acolo. Și este importantă această scriere, această scrisoare lui Neacșu, pentru că subliniază faptul că s-a vorbit de mult mai mult timp românește și probabil că s-a și scris, chiar dacă nu avem un document oficial astăzi. Cu exactitate știm că legăturile dintre românii aflați de o parte și de cealaltă a arcului carpatic au fost strânse, demonstrând astfel unitatea de limbă și obiceiuri cu mult înainte de formarea României Mari. De la Sibiu a sosit pentru a vorbi despre aceste lucruri profesorul universitar Ioan Țiplic. Stăteam și mă gândeam câteodată ciudate sunt căile istoriei, ca să nu zic căile Domnului, pentru că o scrisoare care era menită unor ochi a ajuns să fie atât de cunoscută și respectiv atât de importantă pentru noi toți. O scrisoare din 1521 a prelejuit, pentru mine personal, revenirea la Câmpul Lung. Evident că ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, pentru că probabil și Neacșu a făcut același lucru, o activitate banală pentru el, de comunicare cu niște cunoscuți, prieteni poate, din Brașov, care era nu prima, probabil n-a fost nici ultima, dar care, dintr-o întâmplare, a rămas în memoria istoriei. De asta spun câte din întâmplările zilnice prin care cu toții trecem sunt considerate de noi importante și poate că unele dintre ele vor ajunge să fie extrem de importante. Peste 100, 200, 500 de ani nu are importanță. De aceea cred că este deosebit de necesar ca atunci când acționăm în comunitate să încercăm să lăsăm urme, spunea domnul viceprimar și este foarte adevărat. E important să lăsăm urme. Ne definim prin ceea ce facem și suntem păstrați în memoria colectivității prin ceea ce am făcut. Evenimentul, de o înaltă ținută culturală, s-a bucurat de prezența unui numeros public, parte din el format din oameni avizați, dar și de personalități ale vieții politice din Argeș și nu numai. Volumul de studii, pe urmele lui Neacșu din Câmpul Lung, vine să întregească încă o pagină de istorie a locului, de data aceasta cu valențe naționale.